Mergem la următoarea invitată. Cristina Spătar se confruntă cu o perioadă, hai să-i spun, mai delicată din viața ei. A ajuns să-și vândă bijuteriile pentru a-și putea întreține familia, dar mai multe ne spune chiar ea. Cristina Spătar! Cristina, arăți foarte bine. Ca întotdeauna, dragă. Ca întotdeauna, ești ca o lebădă astăzi, da, la noi la emisiune. Sunt. Unde trebuie să stau? Unde vrei tu, dar am și un buchet de flori, pentru că a fost ziua ta săptămâna trecută. Da. Voi fiecare an, ba un tortulez, ba o floricică. Așa suntem noi atenți cu invitatele noastre la mulți ani. Mulțumesc încă o dată. Te rog frumos să iei un loc, să-mi spui ce faci, cum e cu viața ta? Băi, din ce în ce mai bine, sincer. Da. Chiar dacă titlurile spun altceva, din ce în ce mai bine. Într-adevăr, am avut o perioadă destul de delicată, dar acum sunt pe drumul cel bun. Cel puțin cu afacerea mea chiar prosperă lucrurile. Da, povestea asta cu bijuteriile e adevărată? La un moment dat ai fost trecut în momente dificile încât ai fost nevoită să le vinzi. Așa este. Nu toate. Mi-am păstrat ce mi-a plăcut în mod deosebit, dar am fost nevoită să vând o parte din bijuterii. La un moment dat mi-am vândut chiar și mașina, adică chiar am investit în afacerea asta mea ca să pot să... Cu Alin nici nu mai păstrezi legătura deloc? Cu fostul nu, tău și nici nu vreau să vorbesc despre el. Deloc? Adică... Deloc, niciodată. Bun, copiii sunt la tine? Copiii sunt la mine, că așa e normal. Vine, ia și atât. Și voi nu vorbiți când vine să ia? Nu, vorbim prin bună, vorbim doar prin bona noastră. Păcat, câți ani ați fost căsătoriți, Cristina? Nu. 9 ani, după 9 ani de zile s-a întâmplat toată povestea asta. Și acum ești... Și acum s-a terminat totul, eu am pe cineva, el are pe cineva, fiecare cu viața lui. Și tu ai pe cineva? Păi, na, orice femeie are, adică pe cineva, orice care suflet te face are fericită. Și mă respectă. Care mă iubește și mă respectă. Opa, opa. Și cine? Despre cine vorba? Aici e? Este cineva, da, acolo este el. Tocmai ne-am întors de la mare din vacanță. Avem și o poză cu fața? Nu, cu fața nu. Cred că e suficient, că am recunoscut. Foarte frumos că aveți o relație. Și... Avem o relație de la divorț, din septembrie, așa. Avem, sunt 3 ani acum. De 3 ani ești cu el? Da. De 3 ani locuiți împreună? Aproape. Cum adică aproape? Aproape. Are haine la tine? Are și haine la mine, da. Bun, perfect. Și, da, am înțeles că este omul care te ajută foarte tare cu afacerea pe care ai pornit-o, pentru că ai o afacere acum despre... Da, deține acțiuni în firma mea, mă ajută foarte mult, ne consultăm, toate contractele și tot ceea ce facem în cadrul firmei le facem împreună, așa că merge și pe plan personal și cu business-ul. Mulțumesc Dumnezeu, chiar merge bine. Business-ul acum e în domeniu... E în confecții. În confecții ușoare și implicat, nu numai. Și nu numai. Da. Astea sunt făcute de tine, să înțeleg? Astea sunt făcute de fetele mele de la atelier. Mulțumesc frumos, Gabriela, șefa noastră de atelier. Țin să o salut încă o dată și să-i spun că o iubesc. Mai am nevoie de croitoare, să nu facem față. Ajută-mă, măruță, să-mi găsesc niște fete, niște croitoare. Am rugăminte, atenție mare, toate croitoresele să trimită mesaj unde? Salarii. Păi uite să intre pe pagina mea de Instagram, Cristina.spătar. E foarte ușor. Cristina.spătar. Lăsați-i mesaj acolo sau pe Facebook, da? Da. Salariu bun? Salariu de la 500 de euro în sus, cât mai sus. Perfect. Deci Cristina.spătar, oameni buni, pe Instagram sau pe Facebook. Da. Angajezi și bărbați? Angajăm și bărbați. Iau ciucă. Exact. Important e să știe să coase. Da. Ciucă e profesionist, face mileuri. Da? Foarte tare. Deci el după program face mileuri și Nicolaina, tu la ce ești? La goblenuri. Ce tare. Eu aduc peștele ăla de se pune pe mileu. Da, ăla e cu peștele de pe mileu. Ce tare, mult. Bun. Și foarte practic bine. Te-ai mai liniștit așa acum după toate nebunile. Da, m-am liniștit. Zilele astea chiar ne-am mutat într-o viluță și sunt foarte fericită pentru copii, pentru că ei sunt cei care au nevoie de spațiu. Și asta, ce să zic, am fost într-o primă vacanță imediat cum s-a terminat școala. De acolo erau și poze. Da, am fost puțin până la Mamaia, o săptămână, și o să mai urmeze și alte vacanțe. Albert pleacă în tabără, mai mergem într-o vacanță. Cât are Albert acum? Albert are 9 ani jumate. Să vă trăiască. Da, și... mersi. Și Aida 7 ani. Aida 7 ani. 7 ani. O să venim, da, o să venim odată pe la voi vara asta, cât mai aveți emisiune, mai vedem. Cu mare sunt drag. Niște copii extraordinar de buni, de sensibili, niște copii care m-au înțeles și care îmi sunt alături. Au înțeles ce s-a întâmplat? Înțeleg. S-au maturizat, din păcate. Și încerc să fiu o mamă cât se poate de blândă și de înțelegătoare cu ei. Asta e.
Da. Numai copiii... fosta mamă, soacră, mai vorbești? Da, soacră mea este number one. Ea rămâne number one, crede-mă. Că păstrai legătura cu dumneavoastră. Dar și acum, și acum nu există mese de Crăciun, de Paște. Am fost la ziua ei tot timpul. Sunt cu copiii acolo, cu Bona. E o femeie extraordinară. O femeie de pus la rană. Cel puțin până în momentul de față nu m-a dezamăgit niciodată. Foarte. În ciuda a ceea ce mi s-a spus. Vezi, Doamne, da, dacă e mama lui, va ține cu el chiar dacă el ar greși. Nu știu, mie mi se pare că este o femeie, se poartă fix ca o mamă cu mine. Ce frumos, asta da, e foarte bine, da, pentru da, că înseamnă da, că e o bunică senzațională da, pentru copii este, și asta este, contează. Este, mă ajută când am nevoie. Practic, cu muzica mergi înainte. Cu muzica, uite, azi lansăm, da, lansăm piesa asta. Ai, fac videoclip, unde crezi că filmez videoclipul piesei săptămâna viitoare? La Târgu Jiu. La Târgu Jiu? Da, ci că sunt niște locații foarte frumoase. O parte din clip la mare și o parte la Târgu Jiu. La Târgu Jiu a fost o soț. Am înțeles că aveți acolo, nu știu ce mari piscine, avem ce mari locații, normal, ce superbitate. Dacă nu la Târgu Jiu, atunci unde? Exact. Da. Avem. Așa că o să cântăm în continuare. Uite, anul ăsta lansez și ceva cu maestru Botgros și tot așa. Tu știi cum merge treaba. Foarte bine. Treaba. Eu mă bucur că ești liniștită. Da, după sunt pentru că afacerea, fost... afacerea este cea care îți m-a împlinit. Îți ocupă și mult timp. Da, da, ai să râzi, mult timp. Îți deci n-ai idee, n-ai timp să te gândești n-ai idee lucruri. Cât de greu am ajuns aici la voi. Tot așa, din cauza faptului că avem de dus rochii, de trimis, colaborăm cu platforme, cu facem tot felul de echipamente. Suntem... e mare, mare zăpăceală, dar satisfacția e imensă, imensă. Eu mă bucur că ai trecut astăzi pe la noi. Haideți să ne și cânti. Hai să vă cânt piesa, să-mi spuneți dacă vă gata, place, hai să okay? ne cânti piesa. Și cu fetele. Și cu fetele mele. Ciucă, le-ai aflat Instagram-ul fetelor? Nu. Ai aflat totul, da? Perfect, bravo, Ciucă. Bună, fetelor, bine ați venit. Cristina Spătar, oameni buni, ne cântă. Piesa se numește... Ai. Ai, iar, ai, am. Iar am. Piesa asta va avea și videoclip. Așadar, Cristina.Spătar pe Instagram. Hey, yo. You know it's all about love. You know it's all about party. Your love stays strong, deep inside of me. What I can do to make you feel free. I love the way you are. I me siento bien contigo. Quédate conmigo, quédate conmigo. Quédate conmigo, quédate conmigo.